Titar, doamnelor și domnilor, pe lacul Sfântul în stațiunea Mamaia, Formula 1 pe apă, un eveniment care nu a mai fost aici de aproximativ 14 ani de zile. Sunt 9 bărci care vor lua startul în aceste zile. Sâmbătă și duminică au loc cursele oficiale. Astăzi are loc antrenamentul de la ora 15:30. 200 de kilometri la oră este viteza maximă pe care aceste bărci o pot prinde aici pe apă. Este o senzație absolut minunată. Trebuie să veniți la Constanța să urmăriți spectacolul sâmbătă și duminică pe lacul Sâmbătă din Mamaia. Atât, vă las un pic cu peisajul. Gata, am prins viteză. Mergem cu 200 de kilometri la oră, este senzațional! Senzațional la 200 de kilometri la oră pe lacul Sâmbătă, este o senzație absolut minunată! Dacă nu veți avea ocazia să vă urcați în aceste embarcațiuni de mare viteză, măcar veniți să urmăriți această cursă!